Gata, am venit și noi aici sub podul de unde aruncăm chestii. Vom face astăzi partea a doua la a treia, la trambulină versus diferite obiecte. Astăzi, fraților, avem ceva obiecte mai mari, să le zic așa, mai interesante din punctul meu de vedere. Asta cred că va fi ultima parte cu trambulina, pentru că din momentul ăsta, de la partea asta, cred că o să se distrugă complet. Ea are vreo două tăieturi pe aici, vreo două găurele, dar de data asta cred că o să cedeze cu totul. Încă o chestie, data trecută știți că v-am arătat că cineva a venit aici în locul în care noi aruncăm de pe pod chestii și a aruncat două televizoare și a lăsat mizerie. Ei bine, în momentul în care am ajuns aici, pot să le arăt Bogdan ce am găsit. Un alt televizor din ăsta mic, mizerii, trebuie să stau să fac curat după ei acum, dar asta n-ar fi o problemă, trebuie să fac curat, dar nu-i frumos. Nu trebuie să veniți să faceți chestia asta aici, pentru că dacă veniți și faceți, strângeți în urma voastră, pentru că și noi strângem, iar după aia lumea o să ne acuze pe noi că facem chestiile astea și nu ne place lucrul ăsta, noi mereu strângem în urma noastră. Mă pun să strâng aici și ne vedem direct de sus după pod, în momentul în care aruncăm obiectele. Înainte să ajungem sus pe pod, nu uitați de link-uri din descriere, aveți Instagram-ul și Facebook-ul acolo, dați-mi un follow pentru că de fiecare dată când postez câte un vlog nou vă anunț acolo, ne-am strâns 58.000, vă mulțumesc pentru lucrul ăsta, hai că se poate cu 60.000, nu mai pot. Și apăsați și pe butonul de subscribe să ne strângem 300.000 în această comunitate până de sărbători. Mai avem doar 30.000 de strâns, suntem deja 270.000. Știu că putem, bă băieți, din cauza acestor scări, gâfâi eu, nu gâfâi degeaba. Am ajuns pe pod, începem lansarea. Bun, cam astea ar fi obiectele pe care astăzi o să le aruncăm. Noi după pod avem aici, după cum vedeți, un frigider ruginit vechi stricat, un sac de ciment, aici sunt niște baloane, bine, baloane de alea de oameni mari, dacă știți voi ce zic, sunt foarte mari, plini cu apă, mai avem acolo câteva, un dovleac, un, nu știu ce la, măgar o struță cămilă, nu știu exact ce, o butelie. Avem o butelie, avem mai multe obiecte super interesante de data asta, cred că o să fie cu bubuiel, cu explozii, cu spărturi, cu chestii de genul ăsta. Sper să și nimereți ținta, că după cum vedeți, suntem la sfârșitul octombrie și nu bate vântul, e cald afară, e forță, am mai prins o zi din asta. Eu zic să nu mai stăm la discuții, să începem să aruncăm obiectele astea, forță. Am luat din portbagaj, băieți, mingea ca să-mi setez o leacă traiectoria prima oară. Suntem aici deasupra podului, cu Mihai aici ne ajută la frigider acolo, forță, și șofer aici, avem tot un portbagaj. După cum ați văzut, Badane, ești pregătit? Bă, asta a fost ușoară, a luat tot vântul. Dar celelalte nu vor mai fi. Am văzut, gata, e clar. S-a terminat, băieți, e clar, ați văzut cum a aruncat, da? Lipsa de calciu spune cuvântul, azi n-am mâncat nimic, să vede. N-are țintă, n-are nimic. Am aici coferul, băieți, care mie mi-a pus capac data trecută, i-am culea, am avut niște castroane din astea, tot așa de sticlă. M-a rupt. Numai pe lângă le-am aruncat. Boom. Asta a fost forță, băieți. S-a dus șmecher tare, s-a dus pe trambulină și pe aia a venit înapoi. Mă înjură lumea. Asta a fost forță rău. Trecem la următorul obiect care va fi un balon. Fii atent, chiar un balon de la de oameni mari, știți voi. Mamă, dar de unde l-a pus eu, băi, acum pe ăsta? Nu mă apă în mașină să mă bat în mama! Băi, bine că am două, băi. Nu mai râdim o prânză, că nu-i dirus. Uite la ce-am făcut aici. Bine că n-am făcut apă mașină, uite la ce-i pe mine. Băgam mea și piciorul în ele. Era sigur că se sparge unul. Cum îl iau eu, mă, pe ăsta acum? Așa arunc sacul cu totul să mă bată mama, ce vezi? Băi, cine mi-a făcut? Nu știu ce se întâmplă acolo, au ceva, râd unul la altul, se ceartă, n-am idee ce fac. Cred că au spart un prezervativ din ăla cu apă, mă gândesc. Nu știu care-i treaba. S-au spart amândouă, mă! A, v-am spus eu, v-am zis. V-am zis că a făcut o prostie, eram sigur. O, mă, las singur puțin, cum faci numai prostii? Fii atent acum. Deci aici pe puțin am 5 kg de apă. 5 litri, pardon. Fii atent, curge. Ești pregătit? Ia de aici, tău. A fost forță, a fost forță.
pun asta înapoi și revin de la revin cu cadrul. Așări și trambuline, s-a terminat cu tot. Bă, măcar am aruncat ceva, decât din loc să mă bată mama. Am făcut flash, că nu mai pot. Am luat și o de asta gonflabilă. Bă, eu zic că nu pățește nimic asta și după aia o dau la un copil să se bucure de ea, pentru că am prieteni copii mici. Sunt convins că o să se bucure. Nu pățește nimic, dacă o șterg bine, bine, e scalată de la magazin și o fac cadou, dar bine, că am folosit aici. Gata? Nu nimerește. Mai are rost să mai zic? Mai are rost să mai spun ceva? Era mișto dacă se ducea pe aia, dar era ușor și a luat-o vântul pe din balon din ăsta să mă bată mama. Asta este, trecem la următorul obiect. Bă, dacă tot este Halloween acum, n-am sculptat, n-am făcut nimic, dar măcar un dovleac arunc și eu după pod aici. Să vedem cum se duce forță, da? Gata? Fiți atenți. Forță. Oricum a fost cât pe ce să dea pe lângă. A căzut fix acolo pe margine, acolo s-a lovit. A sărit, ești prost la cap și a căzut pe margine. Dă-ți seama dacă cădea pe ăla acolo, în centru. Te văd eu plăcut. Cum arunci frigiderul. Băi, frigiderul trebuie să-l aruncăm amândoi, nu mai râde tu din spatele camerei de acolo. Trebuie să pune mâna amândoi. Are fratele vostru aici o butelie de heliu, e goală, nu mai are nimic în ea, dar eu zic că merge. Dacă am nimerit, ținta ai forță. Problema e cu ținta, știi tu. Și asta e ușoară, s-ar putea să ia vântul. Butelia de helio, presupun că de fapt e goală, știu sigur. Am consumat-o noi când am făcut episoadele alea cu helio. Cam nașpa. S-a dus pe lângă, cu asta vreau să mai arunc o dată. Deci fii atent, cu asta mă duc și mai arunc o dată la sfârșit. Și acum, sacul de ciment, 40 de kilograme are. Să vedeți pe fratele vostru, hernie de disc lombar, mâine la urgență la spital. Cum să-l iau eu, că acum asta e problema cea mai cea. Nu-i greu, nu-i greu deloc. Madane, aici s-a terminat, tată, că e penultim, mai am ceva în mașină? Mai ai frigiderul. Mai am frigiderul. Mama mea, se strică trambulina, băieți, eu așa zic. Nu-mi dau seama dacă spă. Păi ia sau nu? Sigur nu-l ia vântul. Bă, asta nu-l ia vântul, fii atent. 3, 2, 1 și am plecat. S-a rupt. S-a făcut bucăți, băieți. S-a strâmbat și picioarele și tot, vedeți, nu? S-a terminat și cu trambulina, s-a terminat cu tot, mă bat în mama. A făcut explozii trambulina, este? Dar cum a fost în capul meu acum? Ce am zis eu? Că se duce la în jos, sare înapoi, ce face 40 kg ăsta de ciment? Și încă i-a dat pe margine. S-a dus pe margine. S-a dus pe margine, ai văzut? Mama, abia aștept să văd cadrul de jos de la bada de acolo și acum, fii atent, dă-mi coa. Ne apucăm acum de frigider. Vede lumea, vede. Bună, să-i zic ca la noi, ca la frigider. Ai rămas cu ușa în mână? Dă-o! Da, bă, dă-o dracu de ușa mea, dă-o dracu, tărâmă, dă-o dracu de ușă. Doamne, iartă-mă de ușă. Bă, gata? Dă-o dracu. Deci fiți atenți, băieți, am aruncat ușa că deja Mihai a rămas cu ea în mână, nu știu cum să vă zic. De bun ce era frigiderul, de-aia. Luăm frigiderul acum pe sus și l-arunc eu în tată. Faci, mă, dupte. Da, și am făcut, luăm așa. Pune-l în picioare, în picioare, pe bară, sus. Mamă. Gata? 3, 2, 1, dă-i drumul.
șahmat. S-a dus. Hai jos, băi! Băi, lăs-mă, bată mama! S-a făcut praf, băieți! Toată vară și vouă! Punct lovit. Bă, chiar că punct lovit aici. Asta înseamnă greutate adevărată. Da, mă, a fost forță ideea asta cu trambulă. Uite-le ce fel s-a făcut acolo. A rămas acolo, psi trambulă, nu s-a mai mișcat de acolo. Cred că a intrat și în pământ, jumătate de metru. Mergem jos acolo să vedem și noi, să luăm pulsul, să vedem care e situația, să vedem ce mizerie am făcut, ce s-a stricat și cum s-a stricat și trambulină și tot. Și vă arăt și vouă, revin imediat de jos. Am ajuns și la locul catastrofei, uite aici a strâns-o Camila asta, nu știu ce este. E, ce faci încă dacă... Ăsta, aici băieți, rip trambulină, o ce fel s-a făcut frigiderul. O ce fel, cristale, cristale care cumpărați 1 milion de euro acum. Uite-le ce aici. Văd eu cum faci curat acum. Cum? Da. Cum am venit cu mașina? Pac, l-am luat. Bă, că mai rău fac, l-las așa, nu? Băi, apuc o leacă să dau ăsta deoparte. Cam așa arată și trambulina. Are aici, dacă o pun pe mama să o coase așa, e ca nouă, băieți, dacă vreți să cumpărați trambulină. S-a dus, e forță. Trebuie să revenim la vară cu una mai trainică și mai frumoasă. Mai mare, că asta e mic, rău, dacă mă întrebați pe mine. Ușa care a cedat nervos. Deci asta a cedat nervos. Prima a fost. Avem dovleac. Bă, am zis că mai arunc o dată cu aia, dar nu mai am în ce să mai arunc. Deci nu mai am în ce să arunc. Aici că aruncam. Dar vezi că face ce face, vrea să stea în picioare el. Scala mea, nu? Nu, m-am glumit, mă duc și le iau înapoi că ăla e intact, n-are ce treabă, le iau și-l șerg și-l pun acolo. Dai la un copil, mă, mai joc și eu, bă, dar... Da, mă, să-l dăm la un copil, o să căutăm un copil să vedem dacă avem cum să-l dăm. Cam ăsta a fost videoclipul, apăsați butonul de like acolo să strângem 35.000 de like-uri la partea asta. Cred că o să ne mai vedem cu următoarea, băieți, la vară. Da, ultima panul ăsta, ne vedem la vară cu încă o parte, cu o trambulin, luăm una de aia mai mare, așa, mai frumoasă, mai trainică, mai trambulin. Vedem ce mai fi. Da. Cam ăsta a fost videoclipul, băieți. Nu uitați să apăsați butonul de like acolo. Îi mulțumesc lui Mihai că m-a ajutat cu frigiderul acolo, bam, cu ideea să mutăm, să facem, să dregem. Bogdan în spatele camerei. Locu, până data viitoare, vă salut. Ciao.